Am făcut că la documentar trebuie să te prinzi că nu-i pe pământ și am făcut că încearcă cu orice preț, cu disperare, să ascundă faptul că e ficțiune. De ce mi-am dat seama că e un documentar? În primul rând mi s-a părut că are doză foarte mare de nerealism. Pornind de la nu știu, felul în care sunt comise crimele, în plină zi împușcați oamenii, amprente, martori, poliția nu e prezentă, ar mai fi ironia asta, adică se vede oarecum că e un comentariu la adresa obsesiei mass media pentru senzațional. Chiar și titlul, Man Bites Dog, este, din câte am văzut, o sintagmă folosită în presă, care se referă la faptul că o știre cu un om care mușcă un câine o să atragă mai mult atenția decât o știre cu un câine care mușcă un om. Mi se pare că oarecum chestionează motivul pentru care noi, ca spectatori, ne uităm la filmul ăsta și mi se pare entertaining, adică de cine uităm la filmul ăsta, de cine place. Deci oamenii nu se mulțumesc doar cu a asculta o știre sau a citi în ziar, deci trebuie să vadă efectiv. Deci există site-uri ca Lively, unde te uiți la oameni care mor și sunt pe bune, sunt snuff videos. Și oarecum filmul ăsta e despre relația spectatorului cu violența de pe ecran, violența ca entertainment. Într-adevăr, titlul te duce, titlul ăsta senzaționalist, te duce cu gândul la interpretarea asta, că ar fi o critică. Mi se pare însă că nu este... Putem să completăm noi cu sensul ăsta, să vedem în, mai degrabă ca o critică asupra mass mediei care produce atâtea imagini senzaționale, asupra filmului. Dar el mai degrabă este un film cinefil. Foarte multe referințe, foarte mult meșteșugit pe partea asta de cum îl facem chiar să pară, cum ne jucăm cu sunetul. Mai mult e o joacă și o plăcere de a le arăta, adică e cumva contradictoriu aici. Și nu cred că poate să fie, sau nu este foarte consistent o critică. E puțin evident așa, tot în parcă de desene animate totul. Cum zici tu, Laura, e mai degrabă cartoonish, e cumva un fel din ăsta burlesc, dar nu explica. Dar marca din nou faptul că nu este un film realist. Nu ți explică multe lucruri, nu ți explică niște lucruri din astea elementare, dacă ai fi vrut. Care este motivația? Ce vor să facă oamenii ăștia cu filmul? Ben là, je viens de terminer de lester le cœur, tu vois. C'est-à-dire lester le cœur, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu vas savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois. Et alors, il a tendance à remonter à la surface. Donc, tu es obligé de le lester afin qu'il coule, hein. Donc, tu le lestes avec des cailloux, des choses un peu lourdes, hein. Tu vois, il y a un barème quand tu lestes un corps, c'est-à-dire, tu fais trois fois son poids, normalement. Un homme moyen, comme cette victime-ci, c'est trois fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, hein. Tu as pour les enfants, pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est plus léger, un enfant, hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre fois son poids. Comment ? Non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son poids. C'est beaucoup plus lourd, hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les os sont poreux, déjà. Există aici o voluptate a imaginilor ăstora și a soluțiilor pe care le găsești. Adică e mai mult ingeniozitatea cu care sunt omorâți. Sunt mai mult aduse convenții, nu știu, convenția horror, de exemplu, ultimul om pe care îl omoare pe străzi și, pormă, cum analizează imaginea la masa de montaj. Și este încetinită, da, și cum îl apucă așa, cum apare, e mai degrabă un film horror mood. Se joacă cu lucrurile astea. Și sunt, da, multe referințe culturale, inclusiv, nu știu, la filme, nu mai simt lucrurile astea. Poate să-ți mai vină în minte Dostoievski cu Crimă și pedeapsă, cu discursul lui despre cum omoară femeia. Adică îți tot bagă tot felul de sugestii. Și de asta, cumva, fiind un joc, sigur, sunt anumite elemente, cum e titlul de care spuneai, care te duc și pe pista asta a criticii la adresa unei mass medii mult prea saturate de violență, dar, după mine, este o critică mult prea nesusținută și, în felul ăsta, devine problematică o secvență ca aceea a violului, care este mult prea dură pentru mine și... Chiar dacă ar fi o critică, dacă s-ar susține mai mult ca critică a genului ăsta de reprezentări, e de chestionat dacă era necesară reprezentarea asta atât de violentă sau, mă rog,
existența secvenței cu totul, nu știu. E super viscerant. Pe el ți-l face un estet, îl face... Pe de altă parte, xenofob, da. Homofob pare la un moment dat, că sunt niște sugestii. E data șarmant și, și el are poezie la un moment dat, cum este o canalie câteodată, altă dată este generos. Adică așa ți-l construiește. În felul ăsta lui de a fi histrionic, îi și fascinează, dar îi și sperie. Și cumva se tot joacă cu așteptările noastre, ne tot duce pe niște piste care nu se confirmă, e mai mult un joc, totul, după mine. E și un fel o polemică cu alte filme din astea care ar încerca să explice psihologia personajului ăsta, care până la urmă totuși rămâne opac. Là, quand il était petit, c'était le petit garçon rieux, un petit comique, il était blond comme les bleus. Oh, ah, papa ne touche pas de nous, alors je ne dis pas rien. Non, mais tu me fais pleurer. Oh, papa, tu gâches tout. Oh, mais il était super. Oh, Benoît. Oh, il était gentil. Vraiment. Il était affectueux, c'est gentil, il riait tout le temps, tout le oui. temps, tout le temps. Mais tout comme le temps. Tu dis, il était mais il a papa, pleuré. Mais non, non, mais tu ne me comprends ben, pas. Ben, tandis comme il... Hein, quand mais il... non, tu ne me comprends hein. pas, papa. Cum modifică stilistica de documentar relația dintre spectator și violență, adică față de filmele, nu știu, blockbuster sau filmele hollywoodiene? Are o autoritate lucrul ăsta de documentar care îți spune că astea sunt imagini genuine și... Mie mi se pare că aici nu a avut neapărat, nu a avut, mai ales dacă mă gândesc la cum sunt filmate anumite secvențe, mai ales cele din fabricile dezafectate sau așa, ele împrumută mai degrabă un look clasic. Okay. În anumite momente sunt filmate în cadre mult mai scurte decât ce am văzut și suspansul se construiește destul de clasic, destul de asemănător cu filmele de acțiune. Montaj analitic, oarecum. Bine, nu chiar, dar... Nu chiar, dar da, este mult mai aproape de montajul acesta clasic. Și aici poate ar funcționa ce spui dacă noi chiar l-am luat ca film, ca autentic, ceea ce vedem, un documentar autentic. Dar cred că majoritatea oamenilor la filmul acesta își dau seama că este un mockumentary, deci întotdeauna au în minte lucrurile astea. Pe de parte, râd de convențiile astea imitate și un pic baciocorite, au în minte și lucrurile la care se referă, adică celelalte documentare care folosesc această autoritate a, nu știu, adevărului faptelor arătate, dar pe de altă parte ai mereu în minte faptul că este totuși compus complet și foarte bine stăpânit. Mm-hmm. Care ți s-a părut a fi segmenta cheia filmului? Din orice punct de vedere vrea tu? Mi se pare că se joacă câteodată cu ideea asta de secvență cheie. Pare că anumite secvențe ți-ar da răspunsul. De exemplu, aceea de pe plajă este singura... Aceea este o secvență... Singulară, așa, da. E singulară, da. E în afara mediului lui, e și introdusă cumva în momentul lui de beție. Pare că se referă la o stare a lui de beatitudine în momentul respectiv. Ce m-a șocat, cred că mai mult... Nu neapărat crimele, ci tonul. Adică sunt comise crimele așa cu sentimentul că un lucru normal pe care îl fac în fiecare zi. E detașarea asta emoțională în secvență cu copilul. Îl sufocă și explică tehnica la cameră. Cum explică cum scufundă cadavrul ăla și ce trebuie ca să-l scufunzi. Și mi se pare foarte dedicat documentarul lui. Pare foarte mândru de... ce face și mi se pare oarecum că crede că sunt justificate crimele pentru că face art, face cinema, așa, nu știu. Da, asta cumva este dat de film la un moment dat, inclusiv membrii echipei de filmare pare că justifică lucrurile astea și chiar morțile celorlalți membri sunt justificate de nevoia lor, cu toate că n-am fi niciodată de ce trebuie să o facă. Da, de ce comite crimele astea până la urmă? Adică l-ar comite dacă n-ar mai fi documentat asta. Nu merge niciodată să explice chiar care este drive-ul, motivația echipei de filmare. Membrii echipei inițial aleg să nu, nici nu vor să ia masa cu el, apoi încet, încet, încet să-l ajute, îl ajută să
bage cadavrul, la ajută să, nu știu, țină copilul și ajung la viol și... Din nou, totul e caricatură aici, ceea ce se întâmplă într-adevăr când filmezi niște subiecte, ajungi să te implici, aici ai dus la extrem, adică ajungi să te implici încât dai o mână de ajutor în a omorî un om. Și cred că asta ține ca un film, că în parte poate să fie citit ca o critică a jurnaliștilor sau a documentariștilor care pentru a obține un subiect, într-adevăr, ajung cumva să intervină și să agraveze situațiile într-un fel sau să aibă o implicare. Dacă evenimentele astea din film ar fi reale, ne-am mai uitat la film, chiar mai fi proiectat filmul ăsta azi la Cinetic? Nu, în niciun caz. Adică dacă era un film real, era un material pentru anchetatori, nu în niciun fel. Cu valențe artistice. Da, nu. Unii comentatori ceva mai generoși văd în astfel de filme și e o încercare din asta de a destabiliza un pic ideea asta despre ce este un documentar, cât de mult poate să surprindă și să capteze realitatea. Ar putea să existe în felul ăsta, în documentary, cumva spectatorul care ajunge să vadă astfel de filme să chestioneze mai departe și adevărul unor documentare. Luăm de bună sau drept adevărat ce vedem dacă într-un documentar după formula aceasta, dar uităm că și în spatele acelui documentar a existat o muncă. Cum alegi subiectul, cum alegi ce intră în documentar, realitatea în imagini, nu este realitatea în sine. Thank you.